Îl cunosc pe domnul Han și înainte de a fi membru al Partidului Național Liberal. Am colaborat cu domnul Canciu în perioada în care era inspector școlar general și când a fost venit s-a buzit, dacă vă aduceți aminte, de guvernul PSD. Și a și reușit să câștige două instanțe, două procese. V-am comunicat permanent, i-am apreciat profesionalism, repet, aceste lucruri se întâmplau înainte ca domnul Canciu să fie membru PNR. Eu am invitat pe domnul Canciu să scrie în PNR. Nu e un secret, împreună cu domnul Ianiță, cu doamna deputat Antoneta Ianiță, mi s-a părut un om extrem de serios, un bun profesionist și un om de calitate care să întărească rândurile Partidului Național Liberal în mirea sa, ca și inspector școlar general a fost o numire bazată pe o adevărată experiență profesională, bazată pe calitățile pe care le are și pe capacitatea de a conduce inspectoratul școlar general. Demiterea sa, eu personal, nu o înțeleg. Nu există niciun termen pentru această decizie de demitere. Eu apreciez în mod deosebit activitatea profesională a domnului Canciu și consider că este o nedreptate decizia de a fi schimbat în considerați că e o victimă politică în războiul dus de fanii domnului Cîțu împotriva dumneavoastră? Prefer că am dat să nu vorbesc pe acest subiect. Da, ați discutat cu ministrul educației, că e membru PNR despre această situație? Da. Și ce v-a spus despre activitatea? Ce discut cu cineva între 4 ori și... Da, ați înțeles notar după discuția cu ministrul educației, de ce a fost schimbat domnul Canciu? De ce v-a spus, din punctul meu de vedere, nu există niciun motiv pentru această decizie de schimbare de educație de ministrul. Există PSD-iști în PNL Brăila, din informațiile dumneavoastră? Acum, ne știu că de-a lungul timpului au fost lideri ai partidului care au vorbat să facă bine ai cu PSD și în perioada USL și în alte perioade decât perioada USL. Și acum? Eu am convingerea că membrii Partidului Național Liberal vor alege o conducere care să ofere garanția că va lupta, sigur, cu arme legale, dar cu toată forța contra adversarului nostru politic, care este PSD. Pentru că ați adus vorba despre noua conducere și ce convingere aveți legat de noua conducere, îl susțineți pe Alexandru Popa la președinția PNL Brăila? Acesta nu este un secret, dar important este ca să fie ales președinția PNL Brăila Alexandru Popa, trebuie să convingă colegii noștri din Partidul Național Liberal, cu fiecare organizație locală, de la nivelul organizației municipale, unde am înțeles că vor fi alegeri mâine, ei vor hotărâ cine va conduce filiala județeană PNL Brăila. Dar sunt convins că domnul deputat își face o campanie serioasă și că are capacitatea de a câștiga încrederea.